de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Stăpâne, binecuvântați. Un oi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înalt preasfinția voastră, domnule academician, preacucernice părinte consilier, dragi invitați, Academia Tomitană împreună cu Arhiepiscopia Tomisului și Ascor Constanța are bucuria de a prezenta astăzi conferința intitulată Atelierului Brâncuș. Totodată, astăzi lansăm 50 de volume noi din colecția Monumente Ortodoxă și Bizantină. În continuare dăm cuvântul domnului academician pentru a ne prezenta textul conferinței Atelierului Brâncuș. Înalt preasfinția voastră, domnule profesor, dragi prieteni și dragi invitați. Astăzi am adus la Academia Tomis încă 50 de volume din Monumentele Ortodoxe și Bizantine. Ele sunt aici în fața noastră pe masă unde le și vedeți. Bucuria mea este că am reușit să publicăm în aceste 50 de volume în general, transcrieri, transcripturi din Sfinții Părinți Ortodoxi Bizantini, toate mai vechi de anul 1000. În principal sunt cele mai vechi manuscrise din Ion Gură de Aur. Unele se află pe Muntele Athos, altele s-au aflat, așa cum v-am spus de mai multe ori, în Constantinopol, deci în Bizanț, și la 1453 tot acest tezaur ortodox din Bizanț s-a risipit. Noi încercăm cu sprijinul multiplu al înalt preasfinției sale și al Academiei Tomitane, zic încercăm să refacem acest tezaur ortodox și bizantin. Astăzi am fost bucuros să văd că această primă bibliotecă pe care o vedem aici pe perete, aproape că s-a umplut. Avem întâi peste 700 de volume din Monumenta Romaniei Historica, avem vreo 750 spre 800 de volume din biblioteca de 1250 de volume a lui Eminescu și avem în Monumentele Bizantine, spre 300 de volume. De ce sunt importante aceste
plic, de unde ar putea să ia lumină câteva sute de milioane de ortodoxi. Dar astea sunt imaginări în mintea noastră într-o zi de luni la ora 2:30-3. Am, și acum am spus prima propoziție, mă bucur că am adus manuscrisele lui Ioan Hrisostomu de pe muntele Sinai și sunt o serie întreagă de manuscrise greu de găsit care au fost în Constantinopol până în 1453, fiindcă sunt arhive mari în lume, peste 74 de țări, unde s-au risipit aceste manuscrise și uneori nici nu vor să-ți dea o copie, cum sunt cele de la Princeton și așa cum atunci când l-am vizitat împreună pe Patriarhul Bartolomeu I, ne-a spus cu mare durere că nu au vrut să-i facă o copie, nici măcar după originalul care aparținea Bizanțului, o copie după un manuscris din Ioan Hrisostomul. În fine, am scris și câtorva membri ai sinodului și câtorva mitropoliți și de la Iași am primit o scrisoare științifică care mi-a creat o anumită bucurie, iată, oameni care se îngrijesc sau ascultă. E vorba de un manuscris din secolul XVIII, un transcript din Ioan Casianu, care pe moment este de negăsit în Iași. Vom vedea ce s-a întâmplat cu el, este în lista manuscriselor Ioan Casian, iar apoi nici n-am apucat să-l anunț pe înalt preasfinția sa. În a doua parte a lui iulie suntem invitați să mergem la Torino, unde vă așteaptă cel mai vechi manuscris în afară de cele două din Franța, din Ioan Casian, de la anul 501 și e într-o formă deosebită. Deci a fost păstrat dumnezește. Noi ar trebui, noi, când zic noi, nu spun noi, că noi suntem uneori șocați de aceste lucruri, dar instituțiile fundamentale ale statului român încă nu sunt șocate. Deci, ca să ai originale de la anii 400-497, e mare lucru, fiindcă nu sunt decât 5 originale dinainte de anul 500, referitor, evident, la manuscrisele religioase. Într-un fel avem noroc și o să ajungem să vorbim numai cu Dunărea și Marea Neagră, dar nu e puțin lucru. Noi vorbim până la capăt, că trebuie să ne audă cineva. Dacă nu ne aude cineva, o să repetăm tot timpul. Deci, acum zic doar că e o rugăminte ca instituțiile fundamentale ale statului să se trezească. Să nu se trezească mai târziu, când ocupați cu un război care nu e al nostru, s-ar putea să nu mai aibă timp de țara pe care cred că o conduc. Atât despre aceste manuscrise, le puteți vedea, le puteți răsfoi și vom face în curând un film de răsfoire pe toate aceste cărți și manuscrise și le vom așeza pe site-ul Academiei Tomitane. Între timp au fost primiți ca membrii ai Academiei Tomitane și au fost premiați mai mulți poeți din Statele Unite, din Mexic, din Chile, din Brazilia, din Argentina și din Spania. Doi dintre ei sunt celebrisimi, președinți de Academie în țările lor, alții sunt președinți de Pen Club și în această vară, în perioada cam 22 iunie, 1 iulie, ei vor fi la prezenți, vor fi prezenți la Constanța, invitații în al preasfinției sale și Academiei Tomitane, împreună cu șeful budiștilor Mahayana din Mongolia, care actualmente este lider pentru câțiva ani peste toți budiștii Mahayana din India, China, Japonia, Mongolia, Nepal, etc. și președintele Academiei de Cultură și Poezie, prietenul nostru Mendoio Gombojav. Încercăm să facem câteva lucruri frumoase și ele vor ieși, zic eu,
într-o lumină binecuvântată. Al doilea cuvânt al meu se referă astăzi la atelierul Brâncuș, un lucru pe care eu vă spun, îl abandonasem, dar în al preasfinția sa l-a reactivat, i-a dat viață după 2 ani de așteptări. Și o să vă spun în cuvinte puține în ce constă acest atelier. Eu care am, fără voia mea, viziune așa mai europene și mai entuziaste, văd acest atelier Brâncuș, așa cum l-ați auzit și pe domnul primar al localității Ovidiu, îl văd un pic de sus și nu văd decât avioane care duc oameni celebri, care vizitează atelierul de la Paris și atelierul de la Ovidiu. Pentru că la Paris sunt 114 lucrări originale Brâncuș, aici vor fi 98 de lucrări, poate cu coloana mare, pe care înaltul vrea să o facă, cred că pe malul mării, chiar în fața Palatului Arhiepiscopal, care va deveni în curând Palat Metropolitan. Zic că o coloană pe care Brâncuș ar fi vrut să o așeze în București. Între lucrările pe care noi le reconstituim, după un proiect al meu și cu talentul sculptorului Rodion Gheorghiță, sunt deja lucrate 29 de lucrări, sunt lucrări distruse sau pierdute ale lui Brâncuș în atâta vreme. Ele sunt și din bronz, sunt și din piatră, sunt și din lut, sunt și din gips, toate materialele și din lemn, toate materialele în care a lucrat Brâncuș. Am întocmit aici o listă completă cu aceste reconstituiri după cele 284 de lucrări din inventarul complet al lui Thea Bach, din cartea mare de 600 de pagini pe care v-am arătat-o. Deci să spun astfel în puține vorbe, deci facem știință, nu ne dăm cu părerea. Așa cum v-am spus, preocuparea mea de Brâncuș este mult mai veche de când aveam 18 ani, deci n-au trecut decât vreo 50, când îl cunoșteam bine pe cel mai bun prieten al lui Brâncuș, VG Paleolog, de care trebuie să fie auzit. El e primul care a scris o carte despre Brâncuș, plus că a stat la Paris și în Italia aproape 25 de ani. Brâncuș l-a și vizitat în România cu un prilej, în care ei povestesc cum au mâncat mămăligă, și în Oltenia se mănâncă mămăligă, iar Brâncuș știa să taie mămăliga cu fir de cu sfoară, cu ață, cum se zice. În fine, era un om obișnuit într-un fel. În alt fel, el a avut o genialitate specială a lui și nu cred că întâmplător marile minți din ultimii ani îl consideră cel mai mare sculptor din ultimii 500 de ani. Asta ca să nu treacă de Michelangelo. Dar noi ca românii, fiindcă i-am respins opera, n-am vrut să o primim în țară și vă spun cinstit, într-un fel e mai bine că n-au primit-o. La Craiova, de exemplu, la universitate, era un gips care, bineînțeles, a căzut de pe un postament, s-a spart și femeia de serviciu l-a aruncat. Deci noi așa facem cu gipsurile lui Brâncuș, mai cad, le mai aruncăm, le rătăcim. Așa se întâmplă, vedeți dumneavoastră. El când vindea o lucrare de bronz în Statele Unite, o vindea cu 525 de dolari, 35 de cenți. Eu știu niște chitanțe care i s-au adus, se oprea costul transportului cu vaporul, expoziția, etc. Deci le vindea la nivel de 500 de dolari. Astăzi operele lui se vând la 50 de milioane, 60 de milioane, 80 de milioane. Asta este soarta și artiștilor, devin bogați după ce mor,
și a operelor pe care le lasă, devin celebre după o vreme, în cazul că au fost deja celebre când au fost create. Eu zic că în al preasfinția sa a fost cu totul inspirat și nu vreau să vorbesc mai mult fiind domnia sa de față. Când a convins pe cine trebuia convins să facem acest atelier Brâncuș, fiindcă a reconstitui 98 de lucrări, înseamnă aproape încă o jumătate de operă, dacă are 114 la Paris și facem un calcul până la 284 în întregime, deci ar avea 98 cu 114, fac 212 și restul până la 284 sunt în diverse țări din lume, absolut pe toate continentele planetei. Zic eu că este unul din marile tezaure care s-ar putea, cu care s-ar putea împroprietări România și poporul român. Noi sperăm să facem lucrul acesta cu ajutorul unor sponsori deștepți și care, fără voia lor sau cu voia lor, vor deveni celebri, fiindcă numele vrem să fie scrise pe atelier, cine a finanțat, cine a sponsorizat, în fine, și să avem grijă de marele nostru prieten și sculptor Odion Gheorghiță, să ducă lucrarea la bun sfârșit. Orice s-ar întâmpla, lucrarea o vom duce la bun sfârșit, chiar dacă lucrăm cu 3 sau cu 5 sculptori, sau aducem câțiva sculptori din străinătate, cum s-au și autopropus 2 dintre mari sculptori străini care ar dori să facă măcar o lucrare reconstituită după Brâncuș, fără să ceară un cent. Este o mare onoare să îți pui talentul tău să reconstitui o lucrare pierdută din acest genial sculptor, care din fericire este și român. O să vă citesc cu îngăduința dumneavoastră, fiindcă va fi un moment istoric, da? Lista cu cele 98 de lucrări și o să vă arăt aici. Expoziția a avut loc acum câțiva ani, vedeți bronzurile, da? Coloana în lemn, au fost la Universitatea Davila, prezentate de gazdă de ministrul, prietenul nostru, de președintele Academiei Germane, domnul Günther Stock, care era și președinte tuturor academiilor europene. Vedeți aici și lucrările, gipsurile cu portretele, aveți aici cocoșul de 3,56 m, lucrările în bronz, cele 4 lucrări în bronz, care sunt un Pogani, este, uitați ce frumoasă este, aici Danaida, care e cap de bronz aurit, aici avem în lemn, este brăjitoarea, iar aici oul și în altă fotografie avem aici în față peștele și imediat să văd exact încă vreo câteva gipsuri care se văd aici în fotografie în alb și tot aici în alb. Aici este coloana, a avut mai multe coloane, una din lemn care s-a pierdut, are 1,96 m. Vreau să vă citesc această listă, chiar dacă ar putea fi o formulă obositoare, dar este foarte importantă. În stânga eu am dat poziția din cartea lui Bach, nu are rost să vă citesc. Vă citesc lucrările, titlurile lucrărilor, care o parte sunt deja reconstituite, v-am spus, în 29 din cele 98.
este la Oconu, este Marx Borghese, studiu de anatomie, cap de expresie, din nou cap de expresie, medalion, nud, studiu de anatomie, alegorie, cap de bătrân, studiu de anatomie, corșeul Ion Georgescu Gorjean, generalul Davila, portret general Carol Davila, portret de portar, portretul Zaharia Sanfirescu, portret de chelner, portret Mege, portret Victoria Vaschide, două figuri. Chius, figură șezând, figură stând, altă figură stând, doamnă tânără, cap de femeie, portretul unei fete, portretul unei tinere femei, studiu pentru orgoliu, orgoliu, figuri stând, formă plastică, formă în gips, portret Daniel Poiană, portret Gheorghe Lupescu, portret Nicolae Dărăscu, studiu pentru portretul lui Nicolae Dărăscu II, adolescentă, repaus, pieile roșii, trecerea Mării Roșii, studiul unui tânăr, buz de femeie, cap de om, buz de femeie, cap de copil, cap de tânără fată, mască de om, cap de tânără fată, buz de copil, grup de figuri, proiect pentru monument 2, cap de tânără fată, cap de copil, supliciul 3, bustul unui copil, cap de tânără fată, sărutul în piatră, cap sculptat piatră, cap sculptat gips, studiu pentru baroneasa Refe, torsul unei fete tinere, baroneasa Refe, sculptură în piatră, femei privindu-se în oglindă, măiastra, narcis, Danaida, marmură, măiastra, o muză, Danaida, bronzul aurit, boganii, bronz polizat, le-ați văzut în fotografiile dinainte, primul pas lemn, cariatida lemn, primul pas 2, tot în lemn, figură de lemn, vrăjitoarea, pe care ați văzut-o că e lucrată, coloana sărutului pe care ați văzut-o, capul, copilul în lume, coloana de lemn, v-am arătat-o, care are 1,96 m, un platon în lemn, platon, o lucrare identică, deci sunt fotografii diferite, aici au același număr, studiu de capitel, medalionul, studiu pentru pasărea în spațiu, care e în bronz și alta este în marmură, splendide, cocoșul galic, un lemn de nuc de 100 de centimetri, cocoșul galic 3,56 m, forme construite, peștele, coloana fără sfârșit, proiect pentru templul iubirii, care e mare, are 3,56 m, coloana sărutului, machetă pentru poarta sărutului. Acestea, aici avem o documentare cu fotografiile din epocă, cu toată bibliografia, cu toate dimensiunile, deci cum v-am spus, ele sunt din cartea celui mai mare cunoscător al operei lui Brâncuș. Eu sper să fim sănătoși și să avem noroc și într-un an și jumătate, deja în al preasfinția sa cu domnul primar, și-au propus ca de 1 decembrie să inaugurăm acest atelier, Muzeu Brâncuș, cu măcar jumătate din opera sa, cu, eu știu, 49-50 de lucrări. Într-un an jumătate până 1 decembrie să... Sunt greu de făcut, fiindcă le faci o singură dată și așa rămân. I-am spus prietenului meu, Rodion Gheorghiță, că nu-l stresează nimeni, lucrează în ritmul lui, numai că el e un tip foarte bun, foarte harnic și foarte priceput. Deci în afară de talent și o quasi genialitate pe care i-am transferat-o văzând documentarea, el va duce lucrul la bun sfârșit, fiindcă e omul care când începe ceva, termină, așa cum e și în al preasfinția sa. Și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, uneori mai sunt și eu. Eu am un singur, să zic, orgoliu care e demn de pedepsie, dar în cazul meu, așa, îl treceți cu vederea. Am vrut și eu să tipăresc 2000 de cărți. Acum am tipărit mai mult de 2000, nu înseamnă că slăbim ritmul, dar vă spun, ați văzut, venim repede, plecăm, tipografia trebuie să meargă. De-abia astăzi am văzut, de aici nu se vede bine, de-abia astăzi am văzut că aproape s-a umplut biblioteca și zic eu că nu e lucru ușor ca să ai la Constanța capitala simbolică a Ortodoxiei. Sper că în toamnă
să și tipărim cele vreo 700-800 de volume, care înseamnă și transcrierile textelor grecești și transcrierile textelor latinești și în diverse limbi orientale, ca să avem și toată ortodoxia, cum s-a tradus din greacă în limbi, în limbi orientale, în siriacă și așa mai departe, cu transcrieri și vom munci tehnic, vom munci, dar nu muncesc eu, că eu nu sunt priceput la tehnică, dar cine știe, ca să le punem pe site-ul Academiei Tomitane, fiindcă eu zic că va fi un izvor uluitor să ai 22.000 de manuscrise în care toată lumea să aibă acces, să ai și transcrierile, fiindcă acum cărturarii ecleziastici mari știu și greacă și latină, nu prea trebuie să le mai traduci, dar, cum spuneați dumneavoastră, 700-800 de ani să-și dea doctorat în cărțile din sala asta. Bine, eu totdeauna privesc citatul din Dionisius Exiguus, care mi este foarte drag și nu întâmplător i-am dat băiatului meu numele Dionis. Deci nu ne jucăm nici cu numele, nici cu prenumele. Eu vă mulțumesc că ați venit într-o zi de luni. Lunea nu e o zi bună de convorbiri sau de dialoguri, dar dacă simțiți căldura din sufletul nostru, înțelegeți că facem niște cărți frumoase, că mai mult nu ne pricepem și nu știm să facem. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc în al preasfinția voastră și mă bucur că, așa cum vorbeam și acum o oră jumate, două, vedeți dumneavoastră, este suficient să vrea un om și iată ce se întâmplă. Dacă în al preasfinția sa nu vrea, nu se întâmplă nimic. Așa că e bună și voința luminoasă și eu vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și în numele celor care nu vor fi aici de față niciodată, dar care vă vor mulțumi peste un timp. Da. Domnule academician, iubiți părinți consilieri, distins auditoriu, sigur aceste întâlniri cu domnul profesor academician Constantin Barbu sunt întotdeauna niște sărbători, pentru că ne aduc luminile vechi în actualitate și dau valoare înaintașilor noștri și nouă celor ce-i cinstim pe înaintași. Într-adevăr, ținutul acesta apostolic și apoi iluminat de urmașii apostolilor, pentru că aici au fost ierarhi, preoți, călugări, simpli monahi, intelectuali, teologi, oameni care s-au dedicat spiritualității, frumosului, iată, aceștia n-au murit, ci îi readucem la lumină prin operele lor. Și sigur am căutat să aducem și personalitățile românești cele mai aproape de timpul nostru, cum sunt sculptorul Constantin Brâncuș sau poetul național Mihai Eminescu, că iată, data viitoare, cred că veți mai veni cu volume din Biblioteca Eminescu. Și toate acestea sunt niște bucurii care trebuie să țină trează conștiința noastră, să ne bucure că s-au înfăptuit, s-au adus aici și să nu ne oprim, să continuăm până când vom întregi toată zestrea Dobrogei noastre, pentru că România, dacă are rădăcini creștine autentice și organizare bisericească, are prinstiția minor de odinioară, unde Dumnezeu m-a învrednicit să ajung,
nu visam altădată, a fost purtarea de grijă a vrednicului de pomenire, Patriarhul Teotist, că nu mă așteptam, m-a propus și mi-a spus că a fost gândul dânsului și n-am voie să refuz că îi spusesem că mă invitase în altă parte, că nu voi pleca de la vicariatul Arhiepiscopiei Bucureștilor decât la... Mi-aș dori, nu că nu făceam ascultare, mi-aș dori să merg acolo unde este o facultate, pentru că dacă am rămas asistent la Facultatea de Teologie din București, am rămas datorită profesorilor mei care m-au invitat și au zis că am vocație ca să fiu cadru universitar. Când am început episcopatul la București, mi s-a spus să mă ocup de partea administrativă și liturgică a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Și pentru puțină vreme am întrerupt învățământul, mergeam în vizită, în misiune la facultate, dar nu mai predam efectiv. Am fost asistent din 86 până în 94 și apoi din 94 până în 2001 am fost episcop vicar și venind aici în 2001 și m-am încurajat, m-am gândit de gândul pe care mi l-ai spus că vrei să mergi la o eparhie care are facultate de teologie. Iată, visul ți s-a împlinit. Și fiind aici, Facultatea de Teologie, unde ca asistent am predat între 1992-93, fiind chemat de cel ce a înființat departamentul în cadrul Facultății de Litere, la care a activat domnul profesor academician Constantin Barbu, iată, dumneavoastră a plecat de aici în 91, eu am venit în 92-93 și am predat la acest departament. Și îi am preoți pe studenții de atunci și iată, m-am bucurat să mă întorc aici ca arhiepiscop plin la dorința vrednicului de pomenire, părintele meu preafericitul Teotist, care m-a chemat la arherie în 94 și iată, bucuria aceasta de a fi aici a fost copleșitoare și este din ce în ce mai mare, pentru că e bucuria prin care se redescoperă zestrea acestei eparhii, care e rădăcina bisericii noastre, rădăcina neamului nostru, pentru că aici Sciția Minor a fost prima provincie cucerită de romani, aici avem certificatul de naștere al poporului român prin monumentul de la Adam Clisi făcut împăratul Traian și aici avem cu adevărat zestea spirituală a Mitropoliei Tomisului, care a durat împreună cu Mitropolia Vicinei, succesoarea fără întrerupere a Mitropoliei Tomisului, care a durat până în secolul al XIV-lea. Eu vă mulțumesc că v-am cunoscut printr-o chemare providențială a avocatului Ionel Hașoti, cu care nu stătusem de vorbă până atunci niciodată. E vecinul meu, dar nici acum nu l-am întrebat cine l-a trimis să mă invite să vă cunosc. O să-l chem într-o zi să stăm toți trei, să reconstituim momentul în care, în mod providențial, v-am cunoscut și m-ați cucerit prin conferința pe care ați ținut-o la Muzeul de Istorie. V-am propus să fiți consilieri, nu mă așteptam să acceptați de prima dată, mi-ați spus că mă cunoașteți, deși eu nu mă cunoșteam și de atunci nu ne-am mai despărțit, dar această legătură
providențială, iată aduce roade atât de frumoase și mă bucur că vom avea 3 înfăptuiri de mare ținută privind zestrea spirituală, culturală și istorică atât de valoroasă și literară prin cele 3 înfăptuiri, Academia Tomitană, care cuprinde toate volumele ce se edictează, în care se include și Biblioteca Eminescu, dar și mai ales aducerea în țară a lui Brâncuș, care era înstrăinat și a regretat că nu i-a fost primită opera. Vom face acolo și o pomenire a lui Brâncuș când vom inaugura atelierul Brâncuș și Dobrogea, într-adevăr, își va recapăta aureola de altă dată, când avea aici teologi, ierarhi, călugări, care au dus în apus monahismul și faima spiritualității și a teologiei de aici, dar vom aduce aici și pe iubitori de artă care vor veni la atelierul Brâncuș și pe iubitori de literatură care vor veni aici să se bucure de Biblioteca Eminescu din Germania reconstituită aici și vom putea cu adevărat ca Universitatea Ovidius, la care ați fost profesor și ați adus un aport important la recunoașterea de către Minister a Universității Ovidius, iată, rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea ani mulți ca să fiți cel ce vă bucurați de aceste înfăptuiri, pentru că o alergătură cu atâta competență, pasiune și cu atâtea roade pe care ați făcut-o dumneavoastră, nu are egal până acum, nu spun vorbe mari, dar cineva să adune atâtea comori, un om singur, să stea pribeag aproape 30 de ani în toate cele 84 de biblioteci și arhive din lume, deocamdată n-am găsit pe altul, m-am găsit pe dumneavoastră, Dumnezeu v-a scos în cale și am o datorie morală să nu mă despart de dumneavoastră, să vă aduc recunoștință, prețuire și dragoste și să ducem împreună ca ofrandă înaintea lui Dumnezeu, a neamului și a țării noastre și înaintea Europei și a lumii întregi, acest tezaur care să fie un reper pentru noi și pentru toată spiritualitatea ortodoxă și nu numai. Să ne ajute Dumnezeu ca neamul nostru, prin aceste înfăptuiri, să aibă o nouă aureolă și la judecata vestită de Apocalipsă, cea din urmă, neamul nostru să aibă o ofrandă, cum spune Sfânta Scriptură, să se înfățișeze și cu aceste repere atât de importante ale strămoșilor noștri, a unei istorii vechi și noi, care să dea valoare neamului nostru și fiecărui român în parte. Vă mulțumesc și vă port în rugăciuni și văd că Dumnezeu vă ține tânăr. Toți când vă văd în poză, și ieri vorbeam cu cineva și v-au văzut fotografie și a zis că sunteți mai tânăr, cel puțin cu 20 de ani, după cum arătați și după puterea de muncă mai ales. Să vă țină Dumnezeu și dorința, pasiunea, sănătatea și bucuria să lucrați mai departe, că mai aveți multe de făcut. Vă mulțumesc din suflet. Eu vă mulțumesc din suflet.
Mulțumim, Înalt Preasfinția voastră, pentru purtarea de grijă fără de care tezaurul pe care îl aveți în față nu ar fi ajuns niciodată acasă. Mulțumim domnului academician pentru osteneala susținută prin care toate acestea au fost posibile. Și nu în ultimul rând doresc să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și sunt alături de noi la toate conferințele pe care le realizăm. Și cu așa cum am început cu rugăciunea, vom încheia tot cu rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Înalt Preasfințite Stăpâne, binecuvântați! Întru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Vă mulțumesc tuturor și vă invităm din nou, că mai avem multe de prezentat, și să ne bucurăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult! Să știți că Dumnezeu vă îmbrățișează, pentru că toate le facem în numele Lui Dumnezeu, spre slava Lui Dumnezeu și spre aducerea de minte, aminte a strămoșilor noștri care s-au ostenit aici și nu s-au ostenit în zadar. Doamne ajută!